puțin, cât acolo. Marea mare. Acolo. Păduri, știi. Vă salut, dragi prieteni! Astăzi este duminică și am venit prin pădure după ciuperci, la cules de ciuperci. Ieri a plouat, astăzi este vreme ok și sper să găsim niște ciuperci. O să caut doar două tipuri, ciuperci galbene, gălbiori și iuți, niște ciuperci albe. O să vă arăt imediat când găsesc. Haideți să vă arăt imagini în pădure. S-aude foarte frumos ciripitul păsărelelor, liniște, e o plăcere să te plimbi prin păduri după ciuperci în perioada asta. Erau mai în spate niște ciuperci și uți, doar că nu le-am luat. Din alea am văzut foarte multe pe drum în spate. Nu vreau să mă umplu plasa cu ele. O să culeg când o să plecăm acasă. Din alea te poți opri pe marginea drumului și am văzut grămezi întregi foarte multe. Acum caut doar gălbiori. A ieșit soarele, până acum vreo jumătate de oră era ceață. Acum s-a ridicat ceața, astăzi o să fie o vreme foarte frumoasă. O să petrec câteva ore prin pădure, la plimbare, la mișcare. Nu mai fost de câțiva ani buni, cred că am vreo cel puțin 10 ani de când nu am mai fost la cules de ciuperci. Când eram copii mai mici, parcă în vacanță abia apucam să venim la cules de ciuperci. Și cu trăieram pădurile. Era frumos. Acum mi-aduc aminte așa de vremurile alea. Ia uitați aici câte ciuperci din astea iuți sunt. E plin de ele pe aici. Dar eu caut din aia galben deocamdată.
nu am chef să mă car cu din ăștia iuți după mine. Că ăștia îi găsești foarte ușor, e plin de ei. Ce frumos aud păsărelele cum ciripesc. Nu știu dacă se aude pe microfonul de la telefon. Vă las cu sunetul păsărelilor. Ia uite aici. Ia uite aici, am găsit niște ciupercuțe frumoase. Ia uite ce fain e asta. Băgăm la plăsuță. Și aici. Ia uitați și aici. O frumusețe. Ia uite aici, mamă, cât sunt aici. Uai, cât sunt pe aici, ce fain e. Cum te-ai oprit pe loc aici într-un minut, nici atâta, imediat atacă țânțarii, pline țânțari. Așa e la pădure. Locul ăsta chiar a fost fain, n-am mai găsit până acum atâția într-un loc. Să mă uit bine aici, că de obicei pe unde găsești stau așa mai îngrămezi, stau mai mulți la un loc. Ui, când mergi o grămadă și nu găsești nimica și când găsești câte unul, după aia încep să mai vezi și mai în față și mai în spate. Oricum, pentru mine e o plăcere să mă plimb prin pădurile astea. Relaxare totală. Relaxare, mișcare, aer curat. Ce vrei mai mult? Cred că o să vin și duminica viitoare, dacă o să fie vreme frumoasă. Cum nu am mai fost de ani de zile, chiar mi-a fost dor de
o ieșire prin pădure. Mergem de ceva vreme și nu mai am prea găsit. Am slăbus pe aici, pe acolo, câte unul. Dar e fain că a ieșit soarele. Aici e numai bine, în pădure, e plăcut, e umezeală, puține răcoare. Foarte frumos. E o plăcere să te plimbi pe aici. Nu veniți încoace? A, uite aici, o deșteiuț. Ce fain e. Aici altul. Cum te-ai oprit un pic în loc, e plin de țânțari. Hai să mai găsim așa ușor, din loc în loc. Uite aici încă doi frumoși. Foarte frumos. Mă uit bine pe aici prin zonă că de obicei unde găsești unul, doi, mai sunt și alții. Uite din ăla iute. Îl iau și pe ăsta că am mai adunat aici și iute. O jumătate de plasă deja am descărcat la mașină. Și am venit cu mașina puțin mai în față. Am oprit și am luat iară la pas pădurea. A, uite ăștia care sunt faine așa, îi iau. Frumos, sănătos. Ăștia care sunt mai mari, nu sunt așa iuți. Cu cât sunt mai mici și mai cruzi, ăia sunt mai iuți. Ăștia sunt mai buni, care sunt mai mari. Nu mai găsit ceva? Găsesc câțiva. Dar eu mai iau și de ăștia albi, care sunt mai faini. Dar nu iau mulți, numai care sunt faini.
Apoi dacă mergeai pe de treci pe lângă ei. Uite aici unul, dar e cam mâncat de melci. Da, îl iau și pe ăsta să mai alege ceva din el. Ia uite, aici am găsit o grămadă frumoasă de ei. Aici, aici. Era să trec pe lângă ei. N-aveau gură să strige. Nu-i curăț foarte tare de frunze, că o să-i curăț acasă mai bine. Hai, le iau și pe ăsta. Mai las așa câte unul. Uite, cum e ăsta așa mic, aici. Mai lăsăm și pentru altă dată. Uite, am mai găsit aici unul. E cam mâncat de melci. O să-i dau pace, nu-l iau. Îl las să se mulțească. Cum nu am mai fost de foarte mult timp în pădure, e foarte ușor să treci pe lângă ei, pentru că nu mai ai ochiul format, să zic așa. Fiind foarte multe frunze galbene și tot felul de culori, e greu să-i distingi. Plus că sunt care stau sub frunze, trebuie să dai frunzele la o parte să-i vezi. Așa că trebuie să fii foarte atent, să mergi încet. Dacă te grăbești, treci pe lângă ei, de calci pe ei și nu-i vezi. Da, cred că încă-i prea ud, prea mult a plouat în zilele trecute. Toate pâraile, toate văile sunt pline de apă. Uitați și aici, evita mai valea. Curge apa plin de apă. Aici trebuie să vin neapărat săptămâna viitoare. Și asta cred că o să și fac dacă ține vremea. Dacă o să fie cald duminica viitoare, o să vin din nou la pădure. Chiar e frumos. Cam atât pe ziua de astăzi. E deja ora 1:05. Suntem în pădure de la ora 9, cam așa, în dimineață.
nu am mai prea găsit. Cred că este încă prea ud. Toate pădurile sunt pline de apă. Toate păraiele, toate văile curge apă. Și pe coamă, pe aici, cum e abrupt, e pământul foarte ud. Și cred că este una dintre cauze. E prea ud încă pentru ciuperci. Am găsit ceva. Asta e a doua tură deja. Aici ăștia albi iuți și puțin gălbiori. Care au fost mai faini, am ales și din aia albi. Din aia e plin, dar îi găsești. Cred că rămâne pe duminica viitoare. Rămâne pe duminica viitoare să mai fac o tură prin pădure. Chiar a prins bine această mișcare. 4 ore de umblat prin pădure. E frumos, sănătate, curată, mișcare. Încheie aici acest videoclip. Rămâne să ne vedem la videoclipurile următoare. De mâine o să încep să leg ardei în solar. O să revin cu videoclipuri să vedeți ce lucruri mai fac prin solar. Vă doresc numai bine, weekend plăcut în continuare. Și spor la treabă tuturor. Vă salut!